dezinfecția spațiilor și clanțelor și suprafețelor, pentru că s-a constatat că românul este inventiv, așa cum ați spus. Dezinfecția acestor suprafețe se face doar cu dezinfectant TP2, se face prin pulverizare și ștergere, nu prin bandajarea clanțelor și covorașe puse la intrare îmbibate cu dezinfectant. Sunt total inutile, din contră, sunt cale de transmitere, nu cale de prevenție. Și rugăm agenții economici și chiar instituțiile publice să evite astfel de metode de dezinfecție care sunt incorrecte. Rugăm ca dezinfecția tuturor spațiilor să se facă prin ștergere și pulverizare, iar acolo unde este nevoie, prin nebulizare. Mulțumesc mult! Ce înseamnă acei dezinfectanți? TP2 sunt dezinfectanți aprobați de Ministerul Sănătății pentru utilizare pe suprafețe. Și care au și sunt și biocide TP2, da, în categoria TP2 există pe site. În română și pentru că nu știu dacă dezinfectanții sunt care... magazin și vreau să-mi cumpăr, nu rețin. Solicitați la farmacie sau la furnizorul de dezinfectanți sau la furnizorul de dezinfectanți, da, un dezinfectant pentru suprafețe avizat de Ministerul Sănătății. Unitățile publice au această obligație în general, deci nu doar în situația actuală. În situația actuală, în schimb, au apărut acele bandaje la clanțe, care nu sunt o metodă de prevenție, ci sunt doar o cale de transmitere din punctul de vedere epidemiologic. Desface și verificări în ceea ce privește... Colegii noștri de la Inspecția Sanitară de Stat sunt în verificări, tocmai de la ei avem aceste informații și de aceea mi-am permis să reamintesc că dezinfecția nu este prin aceste metode. Mulțumesc.